A sosit momentul să plece și ultimele două echipe. Nu înainte de spune încă o dată la mulți ani lui Ciprian și Tim Muntele. Așa că dau la ei prima dată picul. Mulțumim. O secundă de avantaj. Mulțumim. Hai. Eu dacă aș fost în locul lor, aș fi penalizat echipa care m-a penalizat de 3 ori până acum, știi? Adică pentru ce? Cu ce ajută? Că nu scoate nimic. Păi adică eu asta spun, nimic. Au mers pe emoțional, deci de pe antipatie, au vrut să pur și simplu, altfel n-aveau cum să ne tragă. Poate să fie, nu, nu știu, nu-mi dau seama. Că replici n-au, deci doar 10 doar pe minute puteau să ne tragă. Cu mâinile, ești ok? Da. Mă rog, ai la ambele sau ai doar la una? Am la ambele. Ok. Dar mai puțin decât ai tu. Eu am doar la una, da. Tu le-ai în adâncime. Da. Tu le-ai în adâncime, eu le-am pe suprafață. Da, mă uitam după ce, mă rog, am reușit să dau un pic cu apă peste ea, fix acolo la parc, că se luaseră 3 rânduri de piere. Adică am reușit să văd efectiv 3 rânduri de piere care se luaseră. Dacă mai erau două probe, ajungeai la os? Da, efectiv, efectiv. Găsim fabrica de bere, identificăm cel mai mare și mai evident simbol al berii din proximitatea fabricii, care este o mega halbă metalică. Aia zic. Și acolo, m-am uitat pe poze, și acolo vom găsi plicul cu probele. Ok, 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 ok. Nocia, că nu se poate intra pe acolo, cred eu. Deci înseamnă că ar trebui să mergem cumva în fața fabricii oare? Că fabrica e aici, ia stai să mă duc eu pe drumul ăsta așa. Cum în jurul fabrice. Auzi, cred că era în spate. În spate? Da. Ai văzut ceva care seamănă dreapta, cu fabrica? Ieși și fă dreapta. Nu știu dacă am unde să fac dreapta, să știi că e sensul unic, dar o să vedem. Cunosc cartierul Fabric pentru că m-am mai plimbat pe aici de câteva ori. Este unul dintre cele mai frumoase din Timișoara, într-adevăr. În mijloc. Nu, uite-o, asta e. Uite-o pe dreapta, asta e halba. Păi da, dacă n-am cum să opresc aici, o să vreau să fac dreapta. Și să opresc undeva. Lasă-o pe avarii în față. Da. Hai că am văzut-o și prin spate, fabrica. Da. Sau. Păchez un pic în fața urcă asta. Urcă aici un pic, da. De trotuar. Nu e bine. Nu e bine. Închide un pic aia. Închide un pic aia. Okay. Poate. Bună. Deci trebuie să identificăm trei monumente semnificative pentru istoria berii și a fabricii. Bine. Acum exponate în muzeul propriu. Fabrica de bere timișoreana, cea mai veche din România. Ia uite, primul. Mașina de scos dopuri, bam. Așa, mai trebuie să facem ceva? Nu. Atât? Imediat ce ați terminat, părăsiți fabrica și căutați accesul din exterior în restaurantul Curtea Berarilor, Timișoreana. Aici povestea berii continuă la timpul prezent. Veți primi o listă cu ingredientele principale ale berii. Așa. O sticlă, etichete de guler și față, sticlă, lipiți și capac. Adăugați în sticlă ingredientele de pe listă. La final lipiți etichetele și puneți capacul. Mm-hmm. Felicitări, țineți în mână berea cu cea mai veche tradiție din România. Ok. Marius, Curtea Berarilor e la 1,5 km, nu e aici. Hai mașina. Ești din Timiș. Curtea Berarilor Timișoreana. Curtea Berarilor. Mai multe. Uite acolo. Unde? Steagul albastru. Okay. Ok. În stânga. Uite-se din stânga, cred că sunt. Da. Știi? Marți Hamei Drojdie. Și nu-mi dau seama, uite, stică goară. Care e masa? Aici. Uite, a. Că sunt făcute. Hai. Asta e eticheta. Da. Hai că puteți să o Marți Hamei și Drojdie, de acolo, din stânga. Drojdie, bom, uite-o. Nu îmi dau seama, pune niște. Ăsta e... ori Hamei, ori Marți, una din două. Marți, Hamei și Drojdie? Da, Drojdie acolo. Asta e la fel? Stai că ar trebui să... Da, un pic. Asta e. Asta e?
pe miros? Da. Normal e. Ok. Trebuie să o umplem sticla sau să o punem așa simbolic? Aia e. Și un pic în stânga. Perfect. Perfect. Și... nu e cumva... Mamă, dar cât de mare era hamburgerul ăla. N-am ca. Uai de mine. Ce prostie am băgat în gură. Dar știi ce aș vrea să facem azi? Aș vrea să terminăm probabil cât putem de repede. Nu neapărat pentru clasament sau ceva. Cât ca să ajungem, știi, o oră decentă. Știi? Că dacă iar îmi fac dușa 10 seara, nu mi-e gusta.